Acum mai bine de 140 de ani, regele Carol I proclama alipirea Dobrogei la patria mamă, urmând ca, după recunoașterea independenței, să fie ridicate podurile peste Dunăre. Simbolul puterii și al regalității deranja însă autoritățile comuniste. Numele podului, leii din bronz și emblemele regale au fost înlăturate de pe firmamentul acestei adevărate bijuterii arhitectonice din patrimoniul universal. La Cernavodă are loc an de an un festival care omagiază un mare maestru al muzicii corale românești, păstrând totodată vie amintirea unui neam care a însemnat mai mult decât o întreagă galerie de personalități. Neamul Chireștilor. Există un grup, un corul chirescu, care vine de plăcere. Sper să-i adun și pe ceilalți să vină la fel ca cei care vin de plăcere, să vină să se bucure de muzică și de familia asta, care de fapt este o familie. Corul este o familie. Această ediție a 38-a este marcată de împlinirea unui număr de 130 de ani de la nașterea maestrului, compozitor, dirijor și profesor universitar la Catedra de Muzică, Ioan de Chirescu. Timp de două zile, orașul nostru dunărean devine capitala muzicii corale românești și, de ce nu, internaționale. În ediția din acest an am invitat, eu făcând parte și din organizarea acestui festival, un număr de 12 coruri din țară și din străinătate. Trece pe la Priboie, până la Topolove, din Topolove la vale, când repede, când la gale, iar de la Lotot la vale, curge dorul către mare. Corul preot Ion Ionescu din Topoloveni, un oraș mic de peste 10.000 de locuitori din județul Argeș, este un cor cu o vechime de peste 110 ani, înființat de învățătorul Dumitru Mihalache și cu activitate corală neîntreruptă până în ziua de astăzi. A fost condus o perioadă foarte lungă, în jur de 60 de ani, de preotul Ion Ionescu,
al cărui nume îl poartă, după care în într-o perioadă așa, când eu terminam facultatea de muzică, Universitatea Națională de Muzică din București, l-am preluat de aproape 18 ani eu și îl conduc de atunci, mergând în țară și în străinătate la diverse festivaluri naționale și internaționale, cu un repertoriu destul de bogat, cu oameni foarte atașați muzicii corale, și atunci ne motivează să continuăm activitatea corală, să venim la repetiții, chiar dacă membrii corului au diverse îndeletniciri. Unii sunt învățători, alții profesori, alții preoți. Ei vin după activitatea lor de zi cu zi și vin la repetiții și stau 2 ore cu noi, de 2 ori pe săptămână. E un lucru extraordinar. Nostru Danubius face parte din programul național Cantus Mundi, un program extraordinar de bine elaborat, și participăm cu copiii an de an la acțiunile acestora. Pentru corul Danubius în fiecare an facem o preselecție. Fiecare cadru didactic ne recomandă copiii talentați din clasă, dar noi primim și copiii care iubesc muzica și care doresc să facă parte din corul nostru. Muzica corală este oarecum în umbră și de aceea încercăm să păstrăm această tradiție atât de frumoasă. Și cu corul nostru Ioan de Chirescu, care de 38 de ani participă la propriul festival, și acum cu copiii noștri pe care vrem să le dezvoltăm dragostea pentru muzică. Dimitrie Chirescu este întemeietor de școală, de școli pe toată linia Dunării și de biserici românești. Trebuie spus că el era încă de dinainte de revenirea Dobrogei la țară și unul dintre fondatorii Societății de Cultură și Știință și Literatură de la Silistra. Legătura cu țara a făcut-o fizic prin podul de la Cernavodă și legătura României cu lumea prin portul Constanța. Ca să rămânem la numele podului, a fost șters. Regalitatea nu avea ce să caute într-un regim comunist în manualele de istorie și în realitățile timpului. În 1948 a fost redenumit, în perioadă, plină perioadă stalinistă, a fost redenumit Angel Saligny. Acum, Dimitrie Chirescu a avut 3 importanți urmași. 12 copii a avut. 3 sau 4 dintre copii au fost institutori, învățători și au urmat în carieră. După moartea tatălui său, au trăit greu. Au trăit în internate, mama nu avea bani să-i crească pe toți, au primit burse. Nicolae Chirescu era avocat, a făcut avocatura. Cel de-al doilea copil este compozitorul Ioan de Chirescu, despre care se știe. Casa de Cultură îi poartă numele, din Cernavodă. Despre corul de la Cernavodă, întemeiat de Ioan de Chirescu, avem mărturii nepublicate, încă neștiute, de la Dimitrie de Chirescu, care la 85 cred că de ani își amintea despre acele momente. Acest cor minunat este sărbătorit, bineînțeles, au trecut generații prin acest cor și continuă să rămână. Deci este cel mai vechi cor din Dobrogea. Thank you.
96 a fost prima ediție de muzică sacră în Biserica Sfinții Împărați. În regulamentul festivalului nu am stabilit un repertoriu eminamente românesc. Mari compozitori de la noi din secolul XIX s-au dus în străinătate, au studiat și s-au întors și au făcut exact ceea ce au văzut acolo. Această educație occidentală s-a grefat peste melodismul popular. Și în felul acesta s-a format Școala Națională Română. Este adevărat, Chirescu a fost un patriot. Îmi amintesc chiar cu emoție, în urmă cu 5 ani, ne pregăteam pentru prima noastră apariție a grupului Arpeggio. Am participat la deschiderea unui eveniment important italian. A fost o surpriză pentru noi reacția publicului, dar o surpriză pentru ei, pentru că nu se așteptau ca un grup de 5 fete, atunci eram 5, să interpreteze în acel mod. Am avut o ieșire destul de încurajatoare și ne amintim cu plăcere. Eu, Maria și Andreea facem parte din Liga Studenților Români din Străinătate, filiala Italia, și ne cunoaștem de câțiva ani. Noi, cele patru surori, am cântat dintotdeauna în corul bisericii și lucrul ăsta ne-a unit. E un lucru pe care îl facem în comun. Noi am început să cântăm în Biserica Ortodoxă Română din Terni, Santalo, în corul bisericii. Eu m-am născut în România, am venit în Italia când aveam 6 ani și acum învăț economie la liceu și când eram mică, muzică? În cor. Am început să cântăm muzica sacră în biserică. Dar muzica folclorică reprezintă o legătură strânsă cu publicul românesc de acolo. Iar la Terni a fost o studentă din conservator de origine libaneză care a creat acest cor și ne-a ajutat să creștem oarecum. Iar apoi am intrat în corul Arpeggio. Noi studiem foarte mult și acasă, pentru că locuim la distanțe foarte mari, vorbesc de aproape 80 și 100 de kilometri unele de altele, și întâlnirile noastre se desfășoară, dacă avem noroc, o dată pe săptămână. Îndrăznim uneori să privim în ochi acești oameni când noi interpretăm. Vorbim despre compozitori ca maestrul Constantin Arvinte, care prima dată când ne-a văzut, avea niște reacții pe care nu le înțelegeam de pe scenă, dar în culise apoi am înțeles că erau pozitive
Și drept pentru care, după o săptămână, a făcut aranjamente pentru corul pe care îl aveam în momentul acela. În ultima vreme avem legături cu maestrul Voicu Ionachescu, pentru că facem parte și din Asociația Națională a Corurilor din România și ne bucurăm foarte mult că dumnealui, imediat când coborăm de pe scenă, ne spune absolut tot ce trebuie să știm despre interpretarea noastră și mai ales despre organizarea festivalului Roots Fest de la Roma. Cerurile coboară, coboară, cer bun trebuie să-i oară, lerule unde cer coboară. Cerurile celune zi-n veche, unde apa curge, lerule ca col iarba crește. Cerurile pada se plătește, cinci de ei dănește, lerule ca col ce se paște. Dur du 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 du. Cerurile și se fericește, fericire elu, lerule voinic. Performanța artistică în sine provine din relația pe care o am, așa cum am spus la început, o am cu fiecare membru din cor și cu toți la oaltă. E foarte greu să reușim unisonul acela despre care vorbeam, și muzical, dar și sufletesc. Am avut bucuria de a asculta încântătoarea formație corală Armonia, dirijată de Iulian Dumitru, care de fiecare dată mă răscolește pentru că mi-aduce aminte de tinerețea și copilăria mea, eu fiind băiat de preot și având muzica asta încă de la 5-6 ani în casă la mine. Mă
majoritatea componenților în coral Armonia sunt clerici și sigur că suntem un cor ortodox care abordează lucrări ortodoxe și nu numai, în general lucrări religioase internaționale, dar și românești mai ales. Abordăm și un stil al muzicii de folclor românești și internațional. Am cochetat și cu zona clasică. Încercăm să acoperim o paletă largă, pentru că muzica se exprimă în diverse fațete și nu are granițe. Dezvoltăm o armonie reciprocă. Suntem prieteni înainte de a fi, eu știu, dirijor și coriști. Cred că ăsta ar fi secretul. Secretul armoniei, secretul prieteniei noastre, secretul, eu știu, înțelegerii și unei priviri în aceeași direcție a tuturora. Rescue.